Un cioban din Cluj a vrut să folosească ambulanța pe post de taxi. Bărbatul în vârstă de 60 de ani voia să ajungă la bar în oraș, așa că a sunat la 112 și a anunțat că este grav bolnav. Potrivit mesajul.ro, paramedicii au condus aproape două ore pentru a ajunge la ciobanul izolat. Când au sosit la stână, medicii au observat că bărbatul era de fapt sănătostun. O ambulanță smurda a fost solicitată să intervină la un caz medical în Valea Fănațelor. Cel care a sunat la 112 a anunțat că un bărbat de 60 de ani se află în stare gravă. Paramedicii s-au mobilizat și au încercat să ajungă la victimă cât mai repede cu putință. Fiind nevoiți să străbată un drum accidentat plin de noroi, au solicitat sprijinul celor de la CERT Rescue. Ambulanța n-a mai putut înainta. Astfel, salvatorii și voluntarii au încărcat aparatura medicală în două mașini de teren și l-au găsit, după un efort considerabil, pe bărbatul care ceruse ajutor. După un consult medical care a confirmat că acesta este sănătos tun, a fost lăsat la stână, iar echipajul a făcut cale întoarsă către bază, misiunea totală durând peste patru ore. În mod incredibil, bărbatul a scăpat fără nicio sancțiune, pentru că din punct de vedere juridic este imposibil de dovedit că acesta nu avea respectivele simptome atunci când a sunat la 112.